mai mulți 2 cu 2, da? Și este egal 4. Deci atât de evident este că trebuie să facem acest lucru. Dacă întrebi un moldovean de rând, tu vrei ca, de exemplu, statul să oblige rețelele de supermarketuri ca să aibă o cotă mai mare de produse autohtone? Ei joacă, hai să spunem, poker cu un 7 și un 2. Mă bucur mult că ai ridicat acest exemplu. Știu și unde trebuie să ajungem ca să moldovenistul mai plece, da? Dar din start voi spune că nu mă interesează activele vinicole din Moldova care aparțin statului. Eu, de exemplu, vreau mai puțin reglementare. Uite, dacă ne-am dorit să nu fie accidente deloc pe drumul din Moldova, putem stabili o viteză pentru mașini de 10 km pe oră, inclusiv suflăm în iaurt în cazul unei eventuale crize și să le dăm frâu liber moldovenilor. Playground cu Dumitru Ciorici. Salutare și bine ați venit! Astăzi discutăm un pic despre economie. Invitatul meu de astăzi este Vasile Tofan, investitor, vinificator și partener la Horizon Capital, unul dintre marele fonduri americane care investește în Europa de Est. Corect sau zic sau nu? Da, cred că ai spus corect. Domnule Tofan, ultima dată am discutat acum aproape 2 ani. Am discutat despre mai multe subiecte, dar mi-am propus astăzi să încercăm să vorbim mai mult despre oportunitățile economice ale Moldovei. Cel puțin așa cum le vedeți dumneavoastră. Pentru că ne aflăm totuși într-o perioadă așa în care mulți o văd sceptică. Eu nu știu de ce sunt foarte optimist, pentru că pe termen scurt, da, mulți suferă, multora le este greu, le este dificil. Dar crezul meu, nu știu de unde, nu am nicio argumentare foarte pe cifre, crezul meu este că în 70 ani în Moldova va fi foarte bine de trăit. Acum sper că dumneavoastră o să mă ajutați cu argumentele logice sau, de ce nu, să combatem anumite idei. Data trecută când discutam, spuneați că vedeți o țară ca un marketplace, iar cetățenii sunt cei care vând, cumpără, plătesc servicii, impozite, taxe. Erați foarte optimist și dumneavoastră atunci când am discutat. S-a schimbat cumva percepția între timp sau nu? Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație, Dumitru. Propun să fim per tu și per Vasile, Dumitru. Cred că asta va simplifica puțin comunicarea. Și eu tot îmi doresc o țară cât mai democratică, cât mai liberală și eu cred că apelurile cu dumneavoastră nu prea facilitează comunicarea asta. Uite, Dumitru, eu rămân continuare optimist, da? Cadrul macro și geopolitic, evident, este unul complicat, dar în fiecare criză cred că este și o oportunitate. Motivele din care sunt optimist sunt următoarele. 1. Totuși, perspectiva de aderare la UE este una extrem de importantă ca potențial economic. Sper că vom vorbi despre asta și vreau să amintesc la toată lumea că, de fapt, saltul economic a țărilor care au aderat la UE a fost în mare parte în perioada premergătoare a aderării. Pentru că există multe fonduri de aderare care se oferă pentru anumite programe de dezvoltare. Da, știți cum spunea Wayne Gretzky, marele hocheist canadian, că motivul din care a avut succes este pentru că alerga acolo unde trebuia să meargă pucul, nu acolo unde era el. Da, și același lucru și cu investitorii. Deci ei alergă acolo unde va fi creșterea și nu acolo unde poate este la moment. Deci evident că investitorii înțeleg că oricare proces de aderare la UE vine cu foarte multe beneficii, vine cu granturi, vine cu fonduri structurale, vine cu acces la o piață foarte mare. Și evident că asta atrage investiții. De exemplu, România a crescut în perioada premergătoare aderării la UE de două ori mai rapid decât în perioada post-aderare. Al doilea motiv din care sunt optimist este că Moldova are o șansă istorică de a se poziționa în formula asta de reconstrucția Ucrainei. Până la sfârșit, acest război se va termina odată și odată, nu știu când, dar toate războaiele cândva se termină și planurile de reconstrucție a Ucrainei deja indică clar că va fi o reconstrucție, va fi cea mai mare reconstrucție din Europa după al doilea război mondial, dar cifrele care se vehiculează sunt de la 500 de miliarde la 750 de miliarde de dolari și evident că eu cred că asta va crea oportunități pentru Moldova.
Cineva se va gândi să construiască o fabrică de ferestre aici, cineva se va gândi să creeze o companie de leasing a echipamentului de construcții, nu știu, cineva se va gândi și să facă o companie de recrutment. Noi, practic, vom fi înglobați în acest ecosistem de reconstrucție a Ucrainei. Da, și eu cred că mulți investitori poate nu vor avea destul curaj sau nu vor avea apetitul, de exemplu, pentru a-și crea o fabrică în Ucraina, da, dar vor fi interesați de a o face în Moldova pentru a profita de această reconstrucție, pentru că inclusiv logistic stăm foarte bine pentru a servi în special partea de sud a Ucrainei, regiunea Odessa, Kherson, Mykolaiv și altele. Acesta este al doilea motiv din care sunt optimist și al treilea motiv este, de fapt, sunt lucrurile pe care le face guvernarea. Eu știu că lumea e foarte critică, lumea e obosită, lumea e undeva dezamăgită, dar eu cred că acele reforme structurale care se fac, da, lucrurile ce țin de dereglementare, de liberalizare, de reforme din justiție, cred că totuși pe termen mediu și lung vor aduce la un salt economic. Acum, ceea ce văd cetățenii și simt, vești proaste, salarii nu tocmai mari, creșterea facturilor, deci e complicat să susții o guvernare care pe termen scurt oferă multe vești proaste. Poate, într-adevăr, în viitor lucrurile vor sta mai bine și acele reforme structurale despre care vorbiți vor da rezultate bune. Referitor la războiul din Ucraina, asta s-ar întâmpla în contextul în care Ucraina va reuși să învingă. Bun, e complicat să... Și aici este o terminologie. Ce înseamnă să învingă? Ce înseamnă reușită? Ce înseamnă nereușită? Există și scenariu prost în care Rusia reușește să controleze cea mai mare parte a Ucrainei și atunci va fi complicat pentru noi să ne poziționăm în situația dată. Deci, optimismul vine doar în contextul în care războiul se oprește acolo unde este el sau, într-un caz și mai bun, ucrainenii reușesc să-și recupereze o parte dintre teritorii. Eu cred că mă accept la economie mai bine decât la strategie militară, dar, mă rog, cu riscul de a vorbi amatoricește, în pofida atacurilor masive din ultimele luni, Rusia a câștigat câțiva zeci de kilometri pătrați, da, și toată lumea care... Deci, schimbările la front au fost absolut nesemnificative. Și toată lumea care cât de cât urmărește harta geografică a regiunii, înțelege că, de exemplu, între cele mai apropiate trupe rusești, care sunt stabilite acum pe partea stângă a râului Nipru, în regiunea Kherson, și Moldova, sunt cel puțin 6 baraje foarte mari de apă. Da? Și acum nu trebuie să vă explic ce înseamnă asta, ca inclusiv râurile Nipru, Bug și alte baraje naturale de apă semnificative, și nu trebuie să vă explic ce înseamnă asta ca și potențial de avans a armatei rusești. Eu cred că șansele ca Rusia să meargă dincolo de Nipru, nu mai vorbim de cele 5 mari baraje de apă, sunt absolut, absolut nesemnificative. Sunt de acord, să lăsăm strategiile militare pentru cei care se pricep în domeniul ăsta. Sunteți senior partener la Horizon Capital, un fond care investește destul de mult în Europa de Est și în special, știu că data trecută când vorbeam, ați amintit de proiecte și investiții în Ucraina pe care le aveați. Ce se întâmplă acum? Suntem printre cei mai mari investitori privați din Ucraina și în pofida războiului, portofoliul nostru de fapt a performat bine, ca să vă dau o cifră care va surprinde multă lume chiar și în cel mai greu an, în 2022, anul invaziunii, portofoliul nostru a crescut în medie cu 40% în dolari. Da, deci veniturile companiilor au crescut în medie cu 40%, în mare măsură pentru că totuși investim în companii exportatoare în regiunea asta. Asta vorbește despre reziliența economiei, totuși în special pe sectorul IT, unde avem cea mai mare expunere. Asta ne-a ajutat să adunăm un fond nou, deci la moment am ridicat un fond nou de 350 de milioane
pe care ne dorim să-l investim în mare măsură în Ucraina și Moldova, pentru că credem în perspectiva asta de, de reconstrucție și deși ne-am pus ca target să, să adunăm circa 250 milioane de dolari, l-am întrecut semnificativ, ajungând la, la nivelul de 350 de milioane. Sunt destul de mulți bani pentru regiunea noastră. În traducere, asta ar însemna că investitorii au văzut multe oportunități și au suprascris solicitarea? Exact. Solicitarea noastră a fost suprascrisă și dacă îmi permiți un moment de, de reclamă, noi suntem flămânzi pentru oportunități, deci căutăm oportunități de a investi de la 10 la 30 de milioane de dolari în tichete minoritare în companii cu potențial mare de creștere în Ucraina și Moldova. Asta, într-adevăr, e o veste bună și cumva cred că echilibrează acest sentiment de nesiguranță acasă și oportunități pe care le văd, le văd investitorii. Dumitru, dacă îmi permiți, te rog, totuși vreau să închei discuția asta cu pesimismul din aer. Eu înțeleg că toată lumea e destul de pesimistă și dezamăgită de guvernare, dar de fapt este o stare normală. Dacă vă uitați la ratingurile lui Macron în Franța sau lui Scholz în Germania sau a guvernării spaniole sau italiene, o să vedeți peste tot de fapt că anti-ratingul în toate aceste cazuri este mai mare de 70%. Da? Și a crescut pe măsură ce războiul din Ucraina s-a perpetuat. Este un moment foarte greu să fii politician, da? Pentru că avem transparență de plină cu social media, avem șocurile astea externe care ne-au afectat, deci toți politicienii sunt extrem de nepopulari, inclusiv în țări foarte bogate. Deci nu trebuie să ne gândim că eu cred că, sincer, uitându-mă la cifrele guvernării actuale, de fapt ei nu arată prost în contextul actual. Eu cred că arată undeva mai bine decât mulți politicieni europeni. De asta trebuie să fim puțin, nu știu, puțin mai înțelepți în analiza aceste cifre. Unicii care o duc bine în cifre la moment sunt oameni ca Putin, care poate să-și desineze acele cifre care își le doresc. Adică și-au dorit 87 și au desenat 87. Deci trebuie să fim puțin mai înțelepți decât datele care sunt la suprafață. Eu sunt de acord, totuși mi-aș fi dorit că această guvernare să fie mai nu știu, mi se pare că fac foarte multe gafe care nu ar fi trebuit să se întâmple, care mai adaugă la aceste șocuri puternice și în rest sunt de acord, într-adevăr traversăm o perioadă complicată. Iar și nu vreau să fiu un avocat al acestei guvernări, deși susțin foarte mult și îmi doresc foarte mult să reușească, dar să fim realiști, ei joacă dacă îmi permiteți metafora unui joc de cărți, deși nu sunt mari jucători de cărți, dar ei joacă, hai să spunem, poker cu un 7 și un 2, știi? Și când ai în mână un 7 și un 2 și trebuie să joci cu concurenți care au, nu știu, acolo doi crai, tot nu e ușor. Și eu cred că cu mâna de cărți pe care au, da, război, inflație, prețuri la energie, cred că nu fac un joc prost. Mie mi se pare că se scurg destul de bine. Cel puțin la capitolul comunicare încă fac anumite greșeli foarte mari. Dacă îmi permiteți să mă dau și eu cu părerea în interviu pe care îl fac. Vasile, uite, încercam să-mi structurez interviul și îți spuneam, uite, vreau să discutăm despre oportunitățile care le avem noi ca țară. Pentru că, într-adevăr, în jur este foarte mult pesimism. Lumea nu înțelege ce suntem noi buni, ce putem face. Există un segment de populații care, în general, nu cred că Moldova poate exista și ea se întreține doar din granturi. Și eu încercam să fac un exercițiu pentru mine. Ce ar însemna pentru mine Moldova, o țară în care vrei să trăiești? Și mi-au răspuns foarte repede în momentul în care copiii trebuiau să meargă la grădiniță și aveam nevoie de anumite servicii, fie medicale, fie sociale. Uite, ăsta a fost un moment chei. Evident, aici se mai adaugă salariu, dar salariu depinde de mine, cât de mult muncesc și cât de eficient sunt. Oportunitățile pe care le am, viața socială, teatre, filme, concerte, mediu, siguranța mediului. Uite, așa mi-am răspuns eu că ar trebui să fie țara în care vreau să trăiesc. Tu te-ai întrebat vreodată cum ar trebui să fie Moldova, țara în care, uite, vrei cu toată inima să trăiești?
Pentru mine, de fapt, formula ar fi că moldovenii nu mai pleacă de aici. Deci asta ar fi, poate, metrica la care m-aș orienta cel mai mult. Și ca un om cu gândire, nu știu, mai matematică, eu știu și unde trebuie să ajungem ca să moldovenii să mai plece. Da? Uitându-ne la exemplu Lituaniei, de exemplu, o țară foarte similară cu Moldova, ei au stopat emigrarea și au revenit pe creșterea populației în anul 2021, când țara a atins un nivel de PIB per capita de aproximativ 20.000 de dolari. Noi acum suntem la puțin peste 5.000 de dolari PIB per capita, deci trebuie să-l creștem de 4 ori. Și acum întrebarea e cum ajungem la 20.000 de dolari cât mai repede, da? Pentru că în bani curenți, apropo, da? Cât mai repede. Și asta ar însemna, de fapt, dacă faceți un exercițiu mental, asta ar însemna că dacă creștem la 4% pe an în termeni reali, am ajunge acolo în 35 de ani, pentru mine e foarte mult. Dacă am crește, pentru mine la fel. Da, dacă am crește cu 10% pe an, am ajunge acolo în 15 ani, ceea ce este mult mai atractiv, deși să crești cu 10% pe an, trebuie să recunosc că este foarte, foarte greu. Dar este posibil. Sunt țări care au făcut un salt economic semnificativ timp de o generație. Sunt astfel de țări. Este Irlanda, sunt Emiratele Arabe Unite, putem vorbi mai mult, sunt țări ca Singapore. Sunt țări care au făcut un salt gigantic din prosperitate spre colaps economic. Sunt și astfel de exemplu de țări. Deci eu cred că toate lucrurile sunt în mâinile noastre și eu totuși rămân optimist. Eu cred că sper vom avea ocazia să vorbim mai în detaliu care este formula acestei creșteri economice. Neapărat, doar vreau să... Sorry, o să fie câteva momente în care o să te rog să traduci anumite chestii, pentru că economiștii vor înțelege din prima anumiți termeni. Eu o să încerc să traduc poate lucruri care mi se par că nu vor fi foarte clare. Când spui 20.000 de dolari per capita, asta înseamnă că un moldovean care are azi un salariu mediu de 11.000 de lei, cam așa, 11-12.000 de lei, trebuie să producă un output sau nu știu cum să zic, o valoare adăugată, care să valoreze 20.000 de dolari. Da, exact. Și de fapt, foarte simplificat, deși PIB per capita nu neapărat este egal direct cu salariul, dar plus minus, într-un limbaj, de fapt, simplist. Într-un limbaj simplist, asta ar însemna că salariul mediu în Moldova să ajungă la aproximativ 16.000 de dolari pe an, ceea ce ar fi cam, nu știu, 1.400 de dolari pe lună. Ok. Și acum am dat seama foarte bine că pentru a produce un serviciu, un produs cu o valoare mare adăugată, noi nu mai putem vorbi de salarii mici. Tu nu poți de la un angajat, de la o persoană cu salariu mic, să aștepți o valoare adăugată foarte mare. Sau greșesc? Salariul este rezultatul. Pentru că asta a fost un marketing care și l-a făcut Moldova în ultimii 10 ani. Veniți la noi și investiți pentru că avem forță de muncă ieftină. Și acum nu mai este ieftină, din câte reușesc eu să văd. Bine, forța de muncă Moldova este în continuare ieftină, de exemplu, în comparație cu țările centrale europene, România, Polonia, da, Bulgaria chiar. Nu mai este ieftină, de exemplu, cu regiuni emergente. Nu știu, evident, dacă vrei să faci o fabrică de cablaje, care de fapt au fost multe la noi, și în Moldova trebuie să dai salarii de nu știu, 500 de dolari, eu cred că poți să le găsești oportunități în Bangladesh sau în Maroc, unde îi se dai salarii de 250 de dolari. Deci în sensul dat, da, noi nu mai suntem o țară cu salarii cele mai mici. În același timp, dacă mă întrebi pe mine, Dumitru, de fapt, economiștii au un termen pentru asta. Riscul pe care îl au țări ca noi, pentru că este normal evoluția asta de la țară cu salarii mici la țară cu salarii mai mari, riscul pe care îl avem noi este riscul ceea ce economiștii numesc în engleză middle income trap, ceea ce este capcana țărilor venitului. Cu venituri medii. Da? De exemplu, Grecia a nimerit în această capcană. Da? Asta explică-te, rog, un pic. Da. Pot să explic. Este cazul în care salariile cresc, da? Dar economia nu reușește să se restructureze pentru a face pasul de la o economie industrială la o economie bazată pe servicii, valoare adăugată generată de inovații. Practic, economia nu ține pasul cu... Da, și atunci tu ești prea scump pentru a fi o piață cu forță de muncă ieftină,
dar nu ai sofisticarea necesară pentru a fi o țară competitivă într-o economie bazată pe inovații. De exemplu, un exemplu clasic este Grecia, într-adevăr. Da, salariul a crescut foarte rapid și au pierdut competitivitatea, dar nu au reușit să facă și un salt în productivitate și Grecia undeva parcă a rămas blocată între două paradigme. Da, prea scumpă pentru a fi competitivă ca și costuri, dar nu destul de dezvoltată și sofisticată ca structura economiei pentru a construi economia asta bazată pe inovații. Și noi ca Moldova cred că trebuie să ținem acest risc, ținem cont de acest risc. În același timp, eu sunt destul de optimist că noi vom reuși totuși acest salt. Ok. Și o să explic imediat de ce. De exemplu, sorry, nu vreau să mă arunc imediat cu supra-utilizatul exemplu de IT, dar totuși IT-ul este un mare succes în Moldova. Foarte puțin lume înțelege asta. Noi avem exporturi de IT de aproximativ 850 de milioane de dolari. De 5-6 ori mai mult decât exporturi vinicole. Eu, ca om cu investiții în vinuri, undeva poate mă doare suflet să o spun, dar adevărul e că noi exportăm de 6 ori mai mult IT decât exportăm vinuri și este o industrie care a apărut de nicăieri. Da? Și, de fapt, ca ponderea economiei, IT-ul Moldova este mult mai semnificativ decât în România, de exemplu. Deși toată lumea știe de UiPath și de alte, de Bitdefender și alte mari istorie de IT din România. Deci eu cred că IT-ul este un exemplu că noi putem face tranziția asta de la economia, mă rog, low cost, la economia cu valoare adăugată mare bazată pe inovații. Ok. Noi astăzi suntem într-un punct unde ne-am promovat ca o țară cu salarii mici. Ele încep să nu mai fie mici. Suntem în punctul în care avem un deficit de forță de muncă destul de mare, chiar dur pe anumite segmente, o descreștere a populației și noi din asta trebuie să ne gândim cum creștem cu 10% pe an. Da, asta după mine este una din cele mai mari provocări, pentru că formula creșterii economice este una foarte simplă de fapt, da? Este numărul de oameni care lucrează mulțit cu productivitatea acestora. Deci evident, dacă o parte din formula asta deja este problematică, este deja suferă, nostru, da. Deja noi trebuie să creștem productivitatea mult mai repede pentru a compensa inclusiv descreșterea forței de muncă. Uitați-vă, dacă ne uităm la piramida demografică a Moldovei și poate o puteți pune pe ecran și o comparăm cu, de exemplu, piramida demografică a unei țări ca Uzbekistan, înțelegem de fapt cât de complicată este situația. Și asta în contextul în care de fapt noi beneficiem de un dividend demografic la moment, pentru că generația celor născuți în anii 80 este cea mai lată generații din piramida noastră demografică. Problema însă este că este urmărită de o generație mult mai scurtă, a celor născuți în anii 90-2000, care la rândul său sunt copiii unei generații mai scurte a părinților născuți în anii 70. Da? Și asta doar va pune presiune pe forța noastră de muncă. Dacă comparați, de exemplu, cu Uzbekistanul, în Uzbekistan era o țară care avea 20 de milioane când a căzut Uniunea Sovietică, acum au 35 de milioane de oameni. Moldova avea 4,5 milioane de oameni când a căzut Uniunea Sovietică, acum are 2,5 milioane de oameni. Și sunt câteva comentarii pe care vreau să le fac. Care e sursa de forță de muncă? Unul, trebuie să înțelegem că în continuare, părerea mea, avem mult prea multă lume angajată la stat. Aproape 30% din populația noastră lucrează pentru stat. Și aici, eu înțeleg că e o întrebare foarte dificilă, avem aproape 900 de primării, da, pe când o țară ca Olanda, care are o populație de 7 ori mai mare ca a noastră, are de 3 ori mai puține primării. Deci vă dați seama diferența de... Asta e productivitate, da? Da. Asta inclusiv înseamnă productivitate. Câți oameni avem nevoie pentru a face o anumit muncă? Sau avem raioane care, eu mă întreb, care e rostul raioanelor într-o țară atât de mică ca a noastră? Deci avem circa 20% din economia noastră este dominată de întreprinderi de stat, deci întrebarea este de ce avem atât de multe întreprinderi de stat. Deci asta e un bloc mare de întrebări. Cum mutăm oamenii din... cum optimizăm, cum creștem productivitatea în sectorul public, da? Și ne asigurăm că o mai mare pondere din oameni care la moment lucrează în sectorul public totuși sunt transferați la privat, acolo unde nu ajung foarte mult oameni. Și aici vreau să fiu înțeles corect, eu nu spun că trebuie să avem mai puțini medici sau mai puțini profesori, dar ceea ce vreau să spun este că trebuie să ne asigurăm că acei medici, profesori pe care îi avem
lucrează la o productivitate mai mare. Asta, și asta inclusiv înseamnă că avem școli mai mari, nu școli cu 15 copii, unde profesorul de muzică și profesorul de fizică mai atât. Am văzut că este o prioritate și a noului ministru Perciun de a gândi câteva școli model pe toată țara pentru ca să comaseze toate aceste instituții. A doua sursă, dacă îmi permiteți să continui, deci o sursă este realocarea forței de muncă din sectoare mai puțin productive în sectoare cu productivitate mai mare. Asta, de fapt, aici, de exemplu, ar însemna că avem nevoie de o migrare mai mare de la sate la orașe. Și iarăși, multă lume o spune că stai, că mor satele, adică ce faci, adică îți bat joc și așa, mor satele și tu vii și spui că oamenii trebuie să meargă de la sat la oraș. De fapt, una din cele mai eficace metode de a crește venitul pentru un angajat, da? Este migrarea de la sat la oraș. Și noi încercăm, știi, să salvăm sate care n-au oportunități economice pentru că avem careva argumente mioritice, știți, pe picior de plai, o gur de rai, da? Dar dacă lăsăm argumentele mioritice la o parte, de fapt, cel mai bun lucru pe care îl poate face un tânăr de la sat, și iarăși știu că voi fi urât pentru asta, este să meargă la Chișinău, pentru că șansa de că își va găsi un lucru mai bine plătit este mult mai mare. Mult mai multe oportunități, își găsește de lucru și salariul, evident, da, va fi mai mare. Și al doilea bloc, a doua sursă de forță de muncă este imigrarea. Nu cred că avem cum trece de asta. Iarăși, politic poate fi problematic, pentru că avem toate sperietorile astea cu 30.000 de sirieni și altele, dar adevărul e că Moldova nu are o altă soluție decât inclusiv să fie mult, mult mai deschisă forței de muncă străine. Am văzut ideea asta, ați mai vorbit despre ea, despre a fi permisiv cu forța de muncă. Înțeleg, forța de muncă nu ar veni din Franța sau din Germania, dar ar veni din țări asiatice și asta, într-adevăr, politic, cred că ar fi complicat pentru orice guvernare să deschidă poarta pentru brațe de muncă. În același timp, oamenii vor securitate, vor să simtă confortabil, deci trebuie să fie găsit un mijloc de aur cu o politică nu doar pe imigrație, dar și pe a oferi confort tuturor, celor care vin să muncească și celor care sunt aici, nu? Uitați-vă, eu o să vă dau un exemplu, poate un exemplu extrem și poate pe multă lume o să-i sperie, dar mie mi se pare de fapt un exemplu la care ar trebui să ne gândim. Dacă luați Emiratele Arabe Unite, da, o țară care, o generație în urmă, în 1991, da, și poate puteți pune o poză, da, era o țară pustiu, de fapt, da, cu o populație foarte mică, de circa 1 milion de oameni. Da, acum au o populație de 12 milioane de oameni, da, o mare parte din ei imigranți, fără drepturi sociale, o spun deodată, deci ei nu abuzează de statul social de sistemul local, din Emirate. Și în special Dubai, unul din aceste Emirate, care spre deosebire de Abu Dhabi nu a avut petrol, deci efectiv și-a construit economia fără infuzia de capital care ar fi venit din petrol, au construit în pustiu, doar prin a crea o economie deschisă, un hub de comerț, un hub de servicii și prin a avea o politică foarte liberală în ce ține de forța de muncă străină, au construit cea mai bogată, una din cele mai bogate țări din lume, timp de o generație. Da? Eu, de exemplu, dacă mă întrebați să aleg între, știți, careva sperietori artificiale cu 30.000 de sirieni și varianta pe care a mers Dubai, eu cu siguranță merg pe a doua, mai ales că suntem o țară mică care din start cu o piață domestică neinteresantă pentru străini, deci unica șansă pe care o avem. Deci suntem sortiți să construim o economie extrem de deschisă, care ar fi un hub de comerț și servicii și exporturi. Eu înțeleg principiul, dar în același timp când vorbim de liberalizare, ar trebui să ne gândim la liberalizare pe tot eșichierul, da? Piața forței de muncă, afaceri, microafaceri. Cel puțin mie mi se pare, și pentru mine un indicator foarte bun sunt micile cafenele pe care le vezi la colț de drum, covrigărie. Și mă uitam câte acte au nevoie, de câte ori îi verifică. Deci, super complicat ca să deschizi o mică afacere cu 10 autorizații. Am niște cunoscuți care au deschis un mic restaurant cu dulciuri.
trei luni de zile au căutat autorizații, nu știau de unde să ia. Pentru că erau prima, da, era prima lor afacere. Există un astfel de concept în care pentru noile afaceri, pentru cei care nu au rulaje de zeci de milioane de euro, pur și simplu să se lanseze, să fie verificați, să nu fie pedepsiți, din contra, să fie îndrumați pentru ca în 3, 4, 5 ani să învețe regulile și după aia pedepsele să fie aplicate gradual. Iată o liberalizare de genul ăsta. Cum ar fi posibil de gândit? Dumitru, evident că eu sunt cu două mâini pentru astfel de liberalizare și una chiar mult mai agresivă. Da, eu mi-l aduc aminte pe Caja Bendu Kidze, știți, autorul ideologic al reformelor economice din Georgia. Din Georgia, da, care când a venit a spus că, uite, noi vom anula o serie de instituții. Consiliul Concurenței nu mai există. ANSA georgiană nu mai există. El chiar avea planuri. Apropo, planurile lui erau mai radicale decât ale mele, trebuie să spun, dar el avea planuri să anihileze Banca Națională georgiană ca și instituție. Ceea ce vrea să fac președintele Argentinei acum, da. De exemplu, vreau să ajung la Argentina, apropo, e un caz foarte, foarte interesant. Deci eu era proponentul ideii că orice instituție care inhibează, limitează libertatea omului sub pretextul de a-l proteja, trebuie anihilată sau cel puțin limitată. În competență. Și, sincer, acum hai să vorbim despre ANSA. Deci, de fapt, ANSA are un scop nobil, să ne protejeze pe toți noi de careva, nu știu, otrăviri cu alimente. Deci nu poți, sau eu sigur că au un mandat foarte, foarte nobil, dar adevărul că încercând să ne protejeze, de fapt, asta reprezintă vine un blocaj. nouă valuri de birocrație care inhibează oricare inițiativă privată. Și acum noi ca o țară tot trebuie să hotărâm la un moment dat. Noi totuși vrem mai multă reglementare sau mai puțină reglementare. Eu, de exemplu, vreau mai puțin reglementare, pentru că eu sunt liberal la mădul oaselor. Eu cred că statul trebuie să fie un paznic de noapte, cum se spune, da, și eu nu am nevoie de paza statului. Nu vreau ca ANSA să ocupe de securitatea mea. Să te pedepsească post factum dacă greșești, nu înainte să-ți pună toate barierele. Da. Și asta tot. Și evident că eu nu aș fi atât de radical să spun că, uite, trebuie dezmembrată ANSA, nu mai există așa o instituție. Sunt sigur că sunt tot felul de motive din care trebuie să existe pentru integrarea europeană, că trebuie să obțin tot felul de certificate pentru produsele noastre și mai alte. Eu sunt sigur că au și un scop nobil acolo. Dar sincer, adică coșmarul prin care trebuie să treacă mici business-uri, ca exemplu de compania de dulciuri de care vorbit, mi se pare costul este mult prea mare față de beneficiile pe care le aduce. Și aici vreau să ajung la Argentina și mă bucur mult că ai ridicat acest exemplu, pentru că pentru cei care nu știu, în Argentina a venit la putere Javier Milei, un om libertarian, da, un președinte libertarian care a spus că vrea să elimine Banca Națională din circuitul economic. A spus multe lucruri nebune și sunt sigur că undeva se va ciocni de realitatea birocratică, unde anumite lucruri nu le va putea face. Dar la nivel de ideologie, noi toți trebuie să înțelegem mesajul lui Milei. Argentina, posibil puteți spune graficul respectiv, da, Argentina a fost una din cele mai bogate țări din lume. De fapt, la începutul secolului era cea mai bogată țară din lume ca PIB per capita. Și acum, începând cu al doilea război mondial, când au venit peroniștii la putere, Juan Perón, ei au început o serie de reforme care în mare pot fi descrise ca creșterea statului în economie, protejarea producătorului autohton, limitarea fluxului de capitaluri, da, deci o politică, cum s-o numesc, conservatoare, naționalistă. Și, de fapt, Argentina, din cea mai bogată țară din lume la începutul secolului, a devenit una din cele mai sărace țări din lume, pentru că, la moment, dacă erau numărul 1 ca PIB per capita, acum cred că sunt pe la locul 70 ca PIB per capita. Și aici vreau să fac o paralelă cu Moldova, da? Dacă întrebi moldovean de rând, tu vrei ca, de exemplu, statul să oblige rețelele de supermarketuri ca să aibă o cotă mai mare de produse autohtone? Da. Eu cred că 80% de oameni o spun că da, e o idee foarte bună, posibil 90%. Da. Dar, de fapt, e cea mai tâmpită
idee posibilă. Asta e afirmație foarte tare. Foarte tare și vreau să o explic. În primul rând, ce înseamnă 50% din produsele autohtone? Trebuie să fie metri pătrați, metri cubi, trebuie să fie valoarea produselor în inventar. După asta, să admitem că se adoptă asta. Să admitem că se spune că trebuie să fie metri cubi de spațiu comercial. Acum, dacă eu umplu un perete cu zacuscă de bostanel și umplu un perete întreg zacuscă de bostanel, asta se socoate ca îndeplinirea cotei de 50%. Acum, dacă eu trebuie să aduc produse mai scumpe din Moldova din contul unor importuri mai ieftine, asta se socoate în binele consumatorului Moldova sau nu. Pentru că exact aceste lucruri le-a făcut Argentina, deci noi trebuie să avem, nu știu, înțelepciunea ca să ne învățăm pe exemplele străini. Argentina a avut exact asta. Deci Argentina a spus că produse locale, stimularea producătorului autohton, limitarea importurilor, tarife foarte mari la import, cote foarte mari la import. Deci să dau un exemplu care poate o să fie mai simplu de înțeles. De exemplu, dacă întrebi un moldovan de rând, e bine să introducem tarife la trestia de zahăr, de exemplu, care produce zahăr mai ieftin, zahăr din trestia de zahăr, pentru a proteja producătorii de sfeclă de zahăr Moldova. Eu te asigur, 95% o spună foarte bună idee. Trebuie să protejăm producătorii de sfeclă de zahăr din Moldova. Eu cred că este o idee proastă și o să explic de ce. Pentru că, da, protejăm producătorii de sfeclă de zahăr, poate este mai necompetitiv față de zahărul de import, dar ce înseamnă asta, de exemplu, pentru producătorii de bomboane? Scăderea prețului, nu? Stai puțin. Ce înseamnă asta pentru producătorii de bomboane? Noi avem producători de bomboane care au nevoie de materii prime mai ieftină. Deci ei sunt într-o poziție de costuri mai ridicată. Ce înseamnă asta pentru producătorii de sucuri? Ce înseamnă asta pentru producătorii de magiunuri și altele? Da? Deci dacă vă gândiți puțin cu un pas înainte, înțelegeți că oricare intervenție a statului cu scopuri nobile de a proteja, de a ajuta, da? de fapt, are tot felul de repercusiuni negative. Și uitându-ne la exemple ca Argentina, înțelegem că lucruri care arată bine pe hârtie și intuitiv ne par bune, de fapt creează foarte multe distorsiuni care, până la sfârșit, fac rău țării. Din discursul tău, Vasile, deduc așa. Statul ar trebui să privatizeze majoritatea întreprinderilor mari care nu sunt strategice. Ar trebui să liberalizeze foarte multe importuri care astăzi le argumentează prin protejarea producătorului autohton și să lase piața liberă să decidă ce este mai bun pentru ea? Pentru o economie atât de mică ca noastră, asta este, cum să spun, Dumitru, e ca cum ai mulțit 2 cu 2, da? Și este egal 4. Deci atât de evident este că trebuie să facem acest lucru. Uite, dai să dau un exemplu. Și aici din start vreau să fac un disclaimer. Deci noi suntem investitori în purcare. Deci eu am, într-un fel, o agendă privată. Dar din start voi spune că nu mă interesează activele vinicole din Moldova care aparțin statului. Dar să comparăm două companii, de exemplu. Avem compania Milești Mici, o companie extraordinară cu un brand extraordinar. Chiar și acum, după 30 de ani după independență, brandul Milești Mici este un brand mai puternic decât brandul purcare în mintea consumatorului, ca cunoaștere de brand. Da? În același timp, care îți spun acum că vânzările purcari sunt de aproximativ, în 2022 au fost de aproximativ 65 milioane de dolari, în 2023 au fost cam 80 milioane de dolari, da? Care crezi tu că sunt vânzările companiei Milești Mici, companiei de stat? Nu le știu, dar sigur că sunt mici, de 3-4 ori mai mici. Nu sunt de 3-4 ori mai mici, sunt de aproape 40 de ori mai mici, da? Deci compania Așa. Milești Mici face cam 2,5-3 milioane de dolari pe an vânzări. Da, deci avem o companie care e în cartea recordurilor Guinness, da, cu active extraordinar de prețioase, care eu cu siguranță trebuie să rămân la stat, galeriile cu siguranță trebuie să rămân la stat, dar dacă mă întrebi, este statul un bun producător de vin îmbuteliat? Părerea mea că nu este și nu-i vina managementului de acolo. Eu cred că managementul de acolo e foarte bun, dar este foarte greu să obții, să operezi o companie de stat într-o piață atât de concurențială cum este piața vinului, de exemplu. De asta, și totdeauna în Moldova, iarăși, o să fie populismul ăsta că
trebuie fabricile să se aparțină poporului și fabrica de sticlă a poporului și fabrica de vin a poporului și fabrica de mobilă trebuie să fie a poporului, fără să, pentru că faci parte din, nu știu, patrimoniul național, fără să ne gândim că, nu știu, nimeni nu a rupt din patrimoniul național al Franței pentru că Moët & Chandon aparține unei companii private, sau Chateau Lafite este privat, sau Chateau Margaux este privat, sau Jack Daniel's este privat. Și asta nu sunt lucruri incomparabile. Eu consider că Purcari tot face parte din patrimoniul național al Moldovei, și deși este în mâini private. Și dacă ne uităm la contribuțiile fiscale ale, de exemplu, grupului Purcari față de unele companii de stat, sunt absolut incomparabile. Deci când diferența cred că este de sute de ori. Ok. Deci statul este un operator foarte prost. Este, și aici e marele paradox. Oamenii vor să trăiască mai bine, da? Oamenii spun că își doresc reforme, dar când ajunge întrebarea pe masă, privatizăm sau menținem proprietatea statului? Iarăși, 90% din oameni o să spună că nu, stai puțin, trebuie să rămână la stat. Și sincer, și eu înțeleg și guvernarea. Guvernarea se gândește, uite, măsurile astea sunt politic nepopulare. Și până la sfârșit trebuie la un moment dat să hotărâm, știți? Adică... Bun, e adevărat. Pe cine focusăm? Pe lucruri care sunt bine pentru țară sau ne focusăm pe lucruri care sunt populare politic? Adevărul e că o parte din aceste, nu știu, mituri sau gândiri ale populației sunt bazate pe reacții emotive la ceea ce ne s-a întâmplat în primii ani de independență, când s-au furat foarte multe activi, mulți oameni au devenit bogați prin privatizări, prin astfel de acțiuni care... Și oamenii au o percepție negativă, în general, asupra cuvântului privatizare. De ce? Pentru că au văzut la știri că cuvântul ăsta se asociază cu o chestie negativă, cu bani care au fost scoși din buzunarul oamenilor, propriu zis. Bine, eu îmi permit să vorbesc nu ca un politician, deci, uite, cineva trebuie să spună lucrurile astea. Eu înțeleg că poate 2% din oameni o să fie de acord cu asta, poate 5% din oameni o să fie de acord cu asta, dar, sincer, eu nu vreau să mă ascund după deget și spun lucruri care sunt doar acceptate politic. Statul este un administrator extrem de prost. Okay. Extrem de prost. Ok, cu asta ne-am lămurit. Vreau să mergem mai departe. Avem populație mică, trebuie să creștem productivitatea, trebuie să devenim mai eficienți cu întreprinderile statului, fie că le privatizăm, fie că le gândim o formulă în care concesionare, prin care le facem să fie puternic economic și care să aducă valoare adăugată. Unele reforme radicale, dar pentru reușită, pentru că acea formulă de care ai spus la început să funcționeze, noi avem nevoie de oameni. Aducem oameni, să spunem, prin acea liberalizare a forței de muncă. Dar moldovenii plecați din țară, îi putem întoarce înapoi. Există o formulă, un exemplu, nu știu, dacă nu greșesc, în Polonia s-au întors foarte mult, nu știu datele foarte, foarte bine acum, care să-i facă pe conaționali să revină în câmpul de muncă al Republicii Moldova și nu al Germaniei, Franței sau unde s-au stabilit ei. Când ajungem la 20.000 dolari per capita în prețuri curente, statistica îmi spune că moldovenii vor începe să revină. Până atunci cred că va fi greu. De fapt, dacă... Dar asta înseamnă 10-15 ani, da, până acolo. Asta înseamnă că noi cu ceea ce avem acum trebuie să producem 20.000 per capita. Asta înseamnă că valoarea adăugată a produselor pe care le facem noi trebuie să fie foarte mare. Asta înseamnă că nu mai producem cablu cu, nu știu, cu 100 de dolari. Noi trebuie să ne gândim la ceva care are o valoare adăugată mare. Și mi-amintesc în sensul ăsta câteva întreprinderi din perioada sovietică care produceau fibră optică, care produceau anumite componente pentru submarine la bălți. Am aflat recent chestia asta, e uluitoare, care, apropo, tot se fură până în momentul de față. Noi putem deveni o țară care are o formulă prin care se identifică. Spre exemplu, Cipru se identifică prin paradis fiscal.
Lituania mai nou a devenit mama licențelor pentru fintech-uri, pentru că e foarte permisiv, foarte multe companii de fintech își stabilesc sediul acolo. Care e formula pentru noi? Eu nu cred că este o formulă și nu cred că statul este un, hai să spun așa, un prezicător bun pentru a spune că, uite, v-am pușcat industria asta sau industria asta. Da? De fapt, eu cred, dacă revenim la metafora asta pe care am avut-o de marketplace, este important ca noi să creăm reguli maxim de simple, da? Reguli simple de mișcare capitalului, reguli simple de imigrare și obținerea permisului de lucru, permisului de ședere, dacă vorbim de asta. Reguli simple pentru fiscalitate, dacă să nu avem 30 de taxe, dar să avem 6 taxe, mai ales că 6 grupuri de taxe aduc 95% din venituri și atunci trebuie să ne întrebăm, dar de ce mai ținem încă alte 25 de taxe, inclusiv taxa de câini în Chișinău și alte taxe bizare. Știți? Deci, și ca rezultat, vom fi surprinși de fapt de tot felul de sectoare care vor apărea fără poate să le planificăm. Îți dau câteva exemple. 1. Dacă simplificăm cu adevărat procedura de a obține permis de ședere și permis de lucru în Moldova, eu cred că putem crea practic de la zero o industrie foarte semnificativă în doar câțiva ani de studenți străini în universitățile din Moldova. Da, e deja practic într-un fel există, nu? Deja începe și asta mă bucură mult, da? Și eu cred că planta asta trebuie să turnăm puțin mai multă apă, dacă vedem că merge. Și de asta dau matematica. Uite, dacă noi aducem 10.000 de studenți străini în Moldova, India, Nepal, alte țări unde accesul la studii superioare este mult mai problematic, în mediu, un student străin va cheltui pe an în Moldova aproximativ $12.000. Taxa de studii plus arenda plus, mă rog, ce aici mai consumă pe loc. Da, 10.000 de studenți, mulțim cu $12.000 pe an, $120 milioane. Este export curat, efectiv. Deci de la zero, fără mari investiții, fără nimic, prin a simplifica careva acte legislative, noi creăm industrie de $120 milioane. Exporturi, apropo. Da? Pentru că studiile străine sunt, studenții străini merg pe linia de exporturi în balanța noastră de plăți. Și este mult sau puțin $120 milioane? Acum îți spun, de fapt $120 milioane este suma exporturilor noastre vinicole ca țară. Deci aici avem o industrie milenară pe care am construit-o timp de, nu știu, 3.000 de ani, ca să ajungem unde suntem. Și aici, doar prin a schimba niște acte legislative, noi putem crea o industrie de peste $100 milioane exporturi. Alt exemplu. Cetățenia pentru investiții. Eu cred că a fost o reputație foarte proastă și poate undeva pe bună dreptate la acel moment, pentru că se încercau niște lucruri urâte să se ating cu ea, dar ca și concept, eu cred că nu trebuie să fim mai catolici decât Papa. Da, Portugalia oare, Malta oare. Ce ar însemna asta pentru noi? Dacă găsim o formulă, de exemplu, și eu aș poziționa-o, de fapt, mai mult ca un fel de high-skilled visa, deci ca să atragem oameni cu, de exemplu, dacă am crea o formulă care ar permite, de exemplu, absolvenților la top 500 din universități globale sau celor care au lucrat cel puțin, nu știu, 2 ani la top 500 de companii globale, să obțină în schimbul a $200.000 cetățenia Moldovei. Da, este un hibrid între cetățenie pentru investiții și high-skilled visa. Atragem 1.000 de oameni pe an și, apropo, pentru a nu avea birocrați care să analizeze dosarele timp de ani de zile, eu aș face ca formula să fie, dacă ai trecut KYC-ul, Know Your Customer, la una din băncile din listă, și băncile ar fi, nu știu, Citibank, HSBC, deci facem lista de top 200 bănci globale, dacă ai trecut KYC-ul la una din aceste bănci, automat ești considerat ca... Și ai transferat banii. Și ai transferat $200.000, automat ești considerat ca fit and proper, ca să nu umbli lumea cu certificate de, nu știu ce... Și alte formule de corupție și așa mai departe. Caziere juridice care trebuie apostilate la o ambasada Moldovei, nu știu unde, deci absurdități din astea, da? Acum, matematica. $200.000 pe an. Apropo, asta ar fi formula cea mai ieftină comparabilă cu alte țări. $200.000 mulți cu 1.000 de oameni pe an, $200 milioane exporturi, da?
făcute din nimic, efectiv prin a schimba anumite legi. Și adevărul e, Dumitru, că multă lume o spune că uite nebunul ăsta au venit și au venit tot felul de idei prostești, dar adevărul e că ca o țară atât de mică, noi trebuie să ne gândim la formule puțin mai diferite ieșite decât din formule tipar. Da. Ieșite din tipar, exact. Sau, de exemplu, și undeva, într-adevăr, eu cred în careva arbitraj legislativ. Suntem o țară mai mică, deci mai dinamică, mai agilă, putem face lucruri pe care poate țările mari nu și le pot permite. De exemplu, altă idee. Industria farmaceutică este una extrem de reglementată. Noi, dacă am construit un proces de aprobare a medicamentelor Moldova care ar fi mult mai simplificat și mai rapid și am profitat de faptul că, de fapt, aprobările noastre și licențierea noastră este recunoscută de țările din Europa, asta ar putea crea o industrie farmaceutică locală, foarte mare în doar câțiva ani, cum a făcut Irlanda în anii 80-90. Deci, ce vreau să spun este că cu puțin curaj, inclusiv de a merge împotriva, poate, la ceea ce este politically safe, da, politic acceptabil, eu cred că am putea crea niște lucruri care să ne ducă la un salt economic. Foarte interesant. Eu zic că o parte din idei ar trebui cel puțin testate, cel puțin încercate. Mi-am făcut notiță pe câteva lucruri care cumva țara noastră e bună la asta și le-am menționat câteva. Exportul de vinuri s-a dinamizat în ultimii 10 ani, exportul de servicii IT practic a explodat. Pe de o parte, încă ne considerăm o țară agrară unde agricultura are o pondere importantă, deși dacă le pui pe cântar, din câte am văzut în structura economiei, vinul, IT-ul și agricultura cred că ar fi nu foarte departe sau cel puțin competitivi la un moment dat. Ele, astea trei domenii, agricultura, exportul de vin, nu știu, serviciile IT, ele pot deveni un proiect de țară sau rămâi la ideea că nu trebuie să ne facem iluzii cu privire la un segment pe care să-l dezvoltăm foarte tare, doar să investim acolo unde vedem că există acel ratio, da, foarte bun. Răspuns scurt, mie îmi place foarte mult combinația de IT și vinuri, pentru că este de fapt formula cu care lumea identifică California, da? California este IT și vinuri, da? Software și vinuri. Și eu cred că ca și poziționare și loc în harta asta mentală a globului, sunt două sectoare care ne ajută foarte mult ca branding. De asta, anticiparea mea este că în timp, evident că IT-ul va fi, deja este mult mai mare decât sectorul vinicol și va fi și mai mare, dar ca branding de țară, eu cred că vinul ne ajută foarte mult, pentru că evident că vinul are imaginea asta, știți, sofisticată, interesantă, enigmatică, rafinament, deci cu siguranță vinul ne ajută mai tare decât porumbul, cu tot respectul pentru porumb, sau ulei ginoaselor, mai înțeles la ce mă refer, da. Da, floarea soarelui, care de fapt noi suntem mai mari exportatori de porumb și ulei ginoase, da, dar nu cred că sunt lucruri pentru care vrem să fim cunoscuți, nu știu, statul Iowa din SUA până acum este luată puțin în derâdere pentru că este statul care crește porumb în SUA, da, deci, uite, înțeleg, asta chiar că, ne înțeleg ajută. Că nu credeți foarte mult în perspectiva noastră agricolă sau cel puțin deduc asta din ce nu, spune? Nu, de fapt eu spun alt lucru. Nu, eu am răspuns doar la întrebarea că, adică, cred că ca branding de țară, așa. Eu cred că intersecția între IT și vin dă foarte bine pentru noi și suntem norocoși să avem asta. Acum, ca exportator agricol, bine, e un sector extrem de important pentru noi. Acum plouă, de exemplu, afară. Eu cred că aceste câteva zile a plouat cu, nu știu, cel puțin $500 million la PIB-ul nostru. Da? Deci, dacă lucrurile merg bine în agricultură, lucrurile merg bine pentru Moldova. În 2021, când am avut un an agricol bun și prețurile au fost bune, PIB-ul nostru a crescut cu 14%. În 2022, când am avut un an agricol mai prost și am avut și criza războiului și au căzut și, de fapt, prețurile au căzut în 23, da, dar ce vreau să spun este că un an agricol bun imediat se simte în economia noastră. De asta agricultura rămâne extrem de importantă și trebuie să-i lăsăm să facă treaba. Alte, nu știu, idei
eu încercam să fac un brainstorming, da. Iată, guvernarea încearcă să pun accent mult pe parcul IT, da, să aduc acolo serviciile de tracking, call center. Noi nu putem, mă gândeam la un serviciu pe care să-l oferim Europei, Europei centrale și de est, care să fie foarte bine făcut în Moldova, nu știu, licențe, e-money, sau nu este asta, n-a fost niciodată atul nostru și ar fi, ne-am încercat puterile într-o zonă în care n-a fost niciodată bun. Bine, concret pe e-money, cred că colegii la Banca Națională vor fi extrem de speriați de perspectiva ca Moldova să încearcă să concureze pe libertatea fluxurilor de capital și licențiere, dar totuși noi încă... Suntem conservatori. Suntem conservatori, suntem traumați de furtul miliardului și din păcate asta ne va costa încă mulți ani înainte, dar în general ideea asta de sandbox legislativ, eu cred că e o idee extrem de puternică conceptuală. Noi trăim într-o perioadă, într-o epocă a inovațiilor extraordinare, da? Și în multe din aceste cazuri, de fapt, blocajul pentru aceste inovații este faptul că cadrul legislativ nu avansează atât de repede ca rata de inovații tehnologice. Undeva eu poate mă gândesc, conceptual, sincer, nu pot spune că... am prins foarte bine ideea asta și o simt foarte bine, dar undeva conceptual, eu cred că ar fi o oportunitate pentru țări mici ca noastre, da, ca să oferim liderilor tehnologici, liderilor de inovații globali, un așa numit sandbox, da, deci ca un fel de un teren de joacă unde poți face ce vrei tu, dar fără ca să încalci anumite limite. Exact. Știți, și atunci Moldova ar fi un fel de incubator global unde noi am partea noastră a propunerii ar ține de faptul că uite-te, noi îți dăm un cadru legislativ pentru industria ta, nu știu, care o fi ea, și iarăși nu vreau să speri cu exemplu. De exemplu, Salvador a decis să fie prima țară din lume care a legalizat Bitcoin-ul. Mie îmi pare o idee proastă din start, pentru că o să aducă la tot felul de spălări de bani prin Moldova, deci hai, asta e o idee proastă, dar conceptual. Noi, de exemplu, nu știu, am putea totuși identifica sectoare care au nevoie de o sincronizare legislativă și să invităm inovatorii globali cu promisiunea de a oferi un cadru legal pentru ca ei să opereze. De exemplu, nu știu, dacă cineva vrea să facă experimente avansate în clonare, de exemplu, da, și aici vor fi tot felul de dezbatere etice, că e etic, că nu e etic. Eu, de exemplu, aș fi bucuros ca să vină laboratoare de research în Moldova care să poată facă cercetări avansate pentru clonare. Treaba lor, lasă să o facă. Oricum o să o facă, doar că nu la noi. Da, probabil. De asta eu cred conceptual în ideea asta de Moldova ca un sandbox. Evident, în anumite limite, pentru că nu trebuie să facem Moldova cum să o numesc, știți, ca un fel de liberalizare totală, eu vreau ca da? Moldova să fie țara cea mai liberă țară din cel puțin din Europa și posibil din lume, dar nu trebuie să devină un fel de gunoiște globală de tot felul de nu vorbim despre extreme. Asta, dar în anumite sectoare selecte, eu mi-aș dori ca lumea, investitorii globali, se gândească la Moldova într-adevăr ca o țară unde experimentările sunt posibile. Și am putea crea o guvernanță bună pentru asta. Nu știu, un board etic care s-ar ruda la diferite oportunități și a spune, uite, clonarea ok, Bitcoin-ul nu e ok. Farmaceutica ok, teste radioactive nu e ok. Da? Asta. Facem ce facem și oricum ajungem la discuția despre Bitcoin, dar o lăsăm pe mai târziu. O să-mi permiteți să mă uit peste notițele care le aveți și poate chiar să le proiectăm pe unele dintre ele, pentru că sunt, văd că ați venit pregătit pe zona asta. Văd acolo un grafic despre împrumuturi. Înțeleg că una dintre metodele de a face bani este să ne împrumutăm. Uite, Dumitru, da, cred în asta și sincer... Și discutam, am văzut și l-am văzut și pe Dumitru Vicol, un conațional de-a nostru care lucrează pe piețele din Europa. Mulți ani a vorbit despre Eurobond ca metodă de a ne împrumuta. Nu s-a mai întâmplat, dar înțeleg că asta tot e o formulă de a atrage bani. Problema e că dacă nu gestionăm banii ăștia,
s-ar putea tot să fie prost. Noi suntem la o rată de îndatorare azi nu foarte mare, nici foarte mică, din câte știu eu. Este foarte mică, de fapt. Da, și una din, eu cred că prioritățile politicii noastre ar trebui, de fapt, să facem un salt în dezvoltarea infrastructurii. Și evident, infrastructura costă bani, dar dacă ne dorim moldovenii să stea acasă, asta înseamnă inclusiv să avem spitale moderne, drumuri moderne, căi ferate rapide, da? Și acum, fără a intra în detalii fiecărui din aceste sectoare, da? Eu vreau să spun că noi avem capacitatea de a ne împrumuta astăzi pentru a face un salt în calitatea infrastructurii. De exemplu, dacă puneți graficul pe ecran, veți vedea că Moldova, în primul rând, guvernarea este foarte mult atacată pentru preluarea, pentru atragerea la careva credite. Ceea ce este extrem de, cum să spun, extrem de necorect, părerea mea. Pentru că mi-a spus că, uite, s-au atras 1 miliard de lei datorii. Acum, oamenii, cum nu au o intuiție bună apropo de cifre, în special cifre mari, 1 miliard de lei este mult sau puțin? Nu știu, 1000 de lei este mult sau puțin? Este mult pentru o ceașcă de cafea, este foarte puțin pentru un pod, da? Acum, același lucru cu datoria noastră, este mare sau mică? Răspunsul meu este că datoria este, în Moldova, una foarte mică. Raportată la PIB este de circa 34%. Așa. Acum, 34% este mult sau puțin? Este, de fapt, între cele mai joase nivele din Europa și chiar din lume. În special pentru o țară cu nivelul nostru de dezvoltare economică, cu un PIB atât de mic. Pentru că să nu uităm că și PIB-ul nostru e foarte mic. Deci este o datorie raportată deja la un PIB mic. Da, dacă ne comparăm cu România, de exemplu, România este la 56%. Dacă ne comparăm cu, nu știu, cu Ungaria este 87%. Deci, cu siguranță, avem spațiu pentru a atrage careva datorii, evident cu condiția că ele să fie investite în lucruri cu valoare adăugată mare. Un exemplu, de exemplu, infrastructura de irigare în Moldova. Da? Eu pot să vă spun, pentru că la Apurcare am introdus irigare pe aproape 400 de hectare și de fapt, randamentul acestor investiții este foarte mare. Da? Deci noi, de fapt, după calculele noastre, randamentul, îți întorci banii investiți într-o irigare performantă în aproximativ 3 ani. Deci asta este o rentabilitate de peste 20%. Acum, dacă sunt proiecte infrastructurale care au o rentabilitate atât de mare, deci de peste 20%, evident că mai bine ne împrumutăm cu 2% de la, nu știu, de la Banca Mondială sau de la Guvernul Japoniei sau de unii mai împrumutăm sau chiar un Eurobond care ar fi puțin mai scump, nu știu, 6-7% sau cât o fi el, da? Ca să investim în proiecte cu o rentabilitate de 20%+. Am văzut țări, mă uitam chiar și la Statele Unite, ok, comparația nu ține ca și economie, dar Statele Unite s-au împrumutat deja la peste 100%, adică și o temă de campanie serioasă azi în Statele Unite, deci republicanii sunt contra creșterii acestei datorii care deja e super mare, în timp ce democrații tot ridică pragul. SUA este o țară care este relativ la economie de 4 ori mai îndatorată decât Moldova. De 4 ori. Deci decalajul este absolut enorm. Iartă-mi necunoștința în sensul ăsta, dar nu mi se pare, nu știu, ceva sustenabil și acceptabil pentru Moldova. Greșesc sau nu? O cifră care mi s-ar părea mie sustenabilă, pe care noi să o putem gestiona, cred că ar fi între 50-60% maxim. Bine, aici zim tu, că eu nu știu. Cifra de 60% de fapt este o cifră care a fost folosită în contextul cărora parametrii optimali pentru zona euro, dar în zona euro, dacă nu greșesc, erau o țintă de a menține datoria publică la circa 60% din PIB și deficitul bugetar la până la 3% din PIB anual. Bine, în cazul Moldovei, părerea mea este că dacă noi reușim să
transformăm atragerea asta de extra datorii într-o creștere economică accelerată, atunci cu siguranță se merită să tragem aceste credite. Inclusiv pentru că oamenii pleacă astăzi. Da? Noi nu putem să-i hrănim cu promisiuni că uite, stai că o să fii mai bine. Oamenii vor astăzi un drum mai bun. Vor astăzi un pod care le permite să economisească 30 minute din drum. Oamenii vor astăzi un spital bun. Oamenii vor astăzi o școală bine iluminată cu WC-ul normal, nu WC-ul afară. De asta eu nu cred că avem luxul de a lăsa foarte mult lucrurile. Practic ar trebui să riscăm mai mult pentru ca să încercăm să ieșim. Dar nici nu cred că este un risc. Ca să Dumitru, ca să simt puțin cifrele. De exemplu, un eurobond de 500 de milioane de euro ar dedica datoria noastră publică aproximativ cu 3% din PIB. Deci s-ar duce de la 34% la 37%. Acum dacă este 500 milioane de euro ne permite să reparăm, să creăm 500 de kilometri de drumuri de calitate în Moldova, și când spun de calitate, nu cârpite, dar un drum care ar economisi repararea mașinilor și ar economisi timp pentru șoferi, mi se pare o investiție foarte bună, dacă am putea ajunge, nu știu, de la Chișinău la Palanca într-o oră, dar nu în două ore, cum este la moment. Asta cu condiția că cineva garantează că banii ăștia într-adevăr se folosesc pentru asta și nu ajung în altă parte, cum s-a întâmplat în alte cazuri. Asta e știm, evident. Știm că tentația la noi în Moldova este mare, că asta e partea proastă, când totdeauna se găsesc, noi vorbeam data trecută despre moldovenii întreprinzători, că sunt creativi. Iată, din păcate sunt creativi și la scheme, adică cum să facă să mai ia un bun, să mai ia niște bani, să mai... Și aici... Păi hai să ne gândim cum să rezolvăm întrebarea asta. De exemplu, dacă este un proiect careva, nu știu, de construcție de drumuri, las fie auditat de Big Four, de Pricewaterhouse sau KPMG sau Ernst & Young, una din companiile mari, Deloitte, da? Și nu să fie auditat pe lângă faptul că e auditat de Curtea de Conturi. Eu, de exemplu, adică cu tot respectul, cred că am în Pricewaterhouse, am încredere puțin mai mare decât în Curtea noastră de Conturi, nu vreau să obișnuiesc pe nimeni, dar dacă hai să avem transparență maximă, să punem auditori internaționali pe aceste proiecte și să ne asigurăm că nu se fură banii, dar nu din teama că o să-i furie, să stăm pe drumuri stricate tot timpul. Și mai este o chestie. Noi întotdeauna discutăm că avem sau există o dezbatere între hai să mai taxăm, hai să mai scoatem din taxe. E o dezbatere destul de mare în Europa acum. Noi cum stăm pe nivelul ăsta de taxare? Pentru senzația mea e că noi suntem așa, mediu și mai sus. După ce am discutat cu unii amici de prin Olanda, de prin Franța, deci oamenii la modul serios se gândesc să imigreze pentru că nivelul de taxare a veniturilor a ajuns la peste 50%. Adică la noi cum stăm? Noi putem face ceva în sensul ăsta? Eu cred că Moldova fiscal, de fapt, în pofida faptului că cred că codul fiscal mai trebuie simplificat, avem mult prea multe excepții, avem mult prea multe taxe, dar în ce ține de taxele principale, cred că avem un cadru fiscal destul de atractiv. Da? Avem impozit unic pe venit, 12%. Super, foarte bine. Vă rog frumos, da. Toată lumea care o spună, hai să introducem scara progresistă, da? Să nu-i dați voie la emisiune, pentru că mi se pare o idee foarte, foarte proastă, da? Avem impozit unic destul de atractiv pentru profiturile companiilor, de 12%. Acum s-a introdus avantajul ăsta pentru companiile mici și mijlocii, taxa zero la profituri reinvestit, după modelul estonian. Foarte bună inițiativă. Da, deci eu cred că avem un cadru fiscal bunicel și vreau să mai sparg un mit, de fapt, și aici poate guvernarea nu o să fie de acord cu mine, dar este toată discuția asta de faptul că în Moldova este evaziune fiscală, că e evaziune și economia tenebră. Da, da. Da, hai să-i căutăm, poliția economică să-i trimitem peste ei, inspectori fiscali peste există, tot. Cred că există, nu? Nu cred că există, dar există în toate țările și nu cred că Moldova este atât de mare după cum se consideră gravitatea acestei probleme. Și dacă puteți spune încă un grafic la această temă, de fapt, dacă ne uităm la Moldova în context global și ne uităm la un parametru ca veniturile fiscale raportate la
economia noastră, da? Tax revenue to GDP, venituri fiscale raportate la PIB, noi suntem cam la 19%. Da? 19%. Ok, și cum ne comparăm? Comparația care? Da, cred că asta e corect. Da, de acord, evident. Trebuie să comparăm lucrurile. Anume de asta așa am creat graficul. De exemplu, România e 15%. Ipoteza mea, de fapt, că evaziunea fiscală posibil în România este chiar mai mare decât la noi. Eu pot spune cu siguranță că în Lebanon este evaziunea fiscală, pentru că acolo veniturile fiscale raportate la PIB sunt de sub 6%. Da? Și trebuie, da, să înțelegem că, de fapt, veniturile fiscale raportate la PIB cresc cu îmbucățirea țării. Deși țara este mai bogată, introduc mai multe beneficii sociale, statul joacă un rol mai mare economie, de exemplu, țările Scandinavie. Da? De exemplu, nu știu, în Franța, o țară destul de socialistă, veniturile fiscale la PIB sunt 24%. Dar, nu știu, Cehia 13%, mult sub Moldova. Canada 13%. Asta înțeleg că în Cehia ar fi mai multă economie tenebră? De fapt, trebuie să fim așa. Da, trebuie să spun că nu este neapărat o măsurare directă a economiei tenebre. E măsoară inclusiv, bine, aici măsoară inclusiv politica fiscală a statului, pe cât de mult statul vrea să taxeze, uh-huh, da? Uh-huh. Evident că țările cu taxe mai mici vor avea venituri fiscale mai mici. Dar Moldova, ținând cont de faptul că noi avem taxe relativ mici, mai mici ca în alte țări, și în același timp ca pondere aceste taxe reprezintă 19% din economia noastră, peste România, peste Cehia, peste SUA, peste Singapore, pentru țări, peste țări mult mai bogate. Și apropo, media pentru țări, toate țările în categoria asta low and middle income, țări cu venituri mici și medii, unde media este 11%, deci noi stăm foarte bine ca colecția de taxe. De asta, hai vă rog să nu mai batem atât mâța asta moartă cu că moldovenii sunt toți evazioniști fiscali. Eu cred că noi colectăm destul de bine și poate ar mai trebui să mai scadem din inspectorii fiscali și din poliția economică, care mulți din ei, din păcate, încă își caută de cum să mai rupă niște lei de pe business. Dacă tot ați pomenit Dimitru și ați spus câteva chestii surprinzătoare, chiar sunt interesante cifrele, o să le proiectăm neapărat pe ecran. Vreau să încă două mituri să mai discutăm despre ele. Moldovenii sunt harnici sau nu? Eu cred că moldovenii sunt foarte harnici. Vreau să spun deodată, pentru că totuși suntem o țară cu istoric tradiții agricole și cum n-ai da... E una când, nu știu, cu tot respectul pentru alte țări, dar e unica când țâșnești petrolul din pământ, da, și ai triburi nomade, asta creează o etică de muncă și alta când trebuie să scoli la 4 dimineața ca să ajungi pe deal, să prășești, să dai burianul jos, da? Deci eu cred că suntem o țară harnică. În același timp, foarte important, eu nu cred în careva calități predeterministice a unor țări. Eu cred în instituții. Și istoria ne-a arătat din mai multe ori că luăm aceiași oameni, le dăm instituții diferite și rezultatul este total diferit. Germania, sau aceiași nemți, au fost împărțiți în două. La o parte din nemți li s-au dat democrație, capitalism, piață liberă, concurență. La altele s-au dat un singur partid, stat și mai departe. Timp de 50 de ani, a diferenței am văzut-o. Era Republica Federativă Germană, care era de multe ori mai bogată decât Republica din Germană din Est. Coreea, și mai mare diferența. În 50 de ani, Coreea de Sud a ajuns una din cele mai bogate țări din lume, Coreea din Nord sunt cu 2 cm mai mici decât coreenii din Sud. Timp de 50 de ani s-a ajuns la asta, vă dați seama. Pentru că o parte a Coreei a avut instituții așa cum trebuie și altă a avut un nebun la putere care își bate joc de țara lui. De asta eu nu cred foarte mult în lucruri din astea mioritice, știți, că firea moldoveanului, cultura, că n-ați prinească, că noi suntem diferiți, știi, nu cred în asta chiar. Noi ne trebuie instituții corecte și eu cred că lucrurile o să fie foarte bine la noi. Un alt subiect foarte scurt, trebuie să spunem că fondul care a investit și în MAIB. În același timp, băncile au fost foarte profitabile în ultimii ani. Și asta
super într-un fel, într-un an de criză, într-un an în care cresc facturile foarte mult, să vezi profiturile băncilor crescând mai mult decât anterior, deranjează. Cum se explică asta? Dumitru, este încă un mit și eu știu că foarte multă lume nu va fi de acord cu mine aici, dar hai să ne uităm pe cifre. Da? Ce înseamnă profiturile au crescut foarte mult și sunt foarte mari? Da? Păi hai. E greu de înțeles când toți suferă și băncile raportează venituri mai mari. Păi hai să discutăm, hai să discutăm puțin acest subiect. Și apropo, am un grafic la tema asta, chiar două. Da? Așa. Deci, primul grafic este despre rentabilitatea capitalului a băncilor din Moldova în anul 2023. Da? Pentru că cum se măsoară profitabilitatea în sectorul bancar? Se ia capitalul înghețat, se ia profitul unui an, se împarte profitul la capitalul băncilor. Și vedeți că în Moldova, de fapt, rentabilitatea capitalului în 2023 a fost de circa 16%. Acum, este asta mult sau puțin? Este mai mult decât în Cehia și Slovacia, dar este mult mai puțin decât în Estonia, în Bulgaria, în România, în Ungaria. Da? Dacă uitați la grafic, de exemplu, băncile din România au avut o rentabilitate a capitalului de 23%. Băncile din Moldova au avut o rentabilitate a capitalului de 16%. De fapt, dacă dezagregăm cifra asta, în partea a doua anului, pentru că Banca Națională din Moldova a început să scadă ratele foarte rapid, în partea a doua anului, de fapt, rentabilitatea anualizată a fost de 13%. În 2024 va fi o rentabilitate și mai mică, pentru că rata iarăși a scăzut. Știți că în Moldova, de exemplu, rata de bază stabilită de Banca Națională este de 3,75%, mai mică decât rata în SUA, de exemplu, mult mai mică decât rata în România. Da, de acord. Percepția, într-adevăr, este una. Dar ce ar trebui să se întâmple, întreb invers acum, ce ar trebui să se întâmple ca rata de profitabilitate în Moldova să fie mai mare? Să introduceți comisioane noi? Nu. Pentru că nu. Asta ar suna și evident mai prost. Că nu, evident că nu. Eu sunt ultimul om care spun acum să cer pentru extra simpatie la săracii bancheri, hai să le mai dăm niște comisioane. Evident că nu. Înainte de asta vreau să spun la încă o întrebare și după asta o să răspund okay. Direct la întrebarea pe care mi-ai dat-o. De fapt, acest grafic este și mai într-un fel convingător dacă raportăm rata de rentabilitate la profilul de risc a Moldovei. Și dacă puteți pune pagina asta, deci dacă creăm un scatter plot pe care pe axa verticală o să avem rata de rentabilitate, iar pe axa orizontală o să punem prima de risc. Da? Deci fiecare investitor din lume merge pe site-ul unui profesor de la New York University, Damodaran, care calculează prima de risc pentru fiecare țară. Și de fapt, fiecare țară are un fel de primă de risc pentru capital care duce la calcularea costului capitalului. Deci voi ce veți vedea? Că de fapt, prima de risc pentru Moldova este de circa 14%, iar rentabilitatea capitalului de circa 16% în 2023. Acum, de exemplu, Polonia tot are o rată de capitalul aproximativ de 16%, chiar mai mare, aproximativ de 17%, dar are o primă de risc de 5%. Deci, hai să vă dau o întrebare, chiar să-ți dau ție o întrebare, nici nu pot să-i spun o întrebare grea, mi se pare o întrebare foarte ușoară, dar dacă tu ai fi investitor, tu ai merge într-o țară care câștigă 17% rentabilitatea capitalului cu o primă de risc de 4% sau ai merge într-o țară ca Moldova care câștigă mai puțin cu o primă de risc de 3-4 ori mai mare? Răspunsul este evident. E foarte important. Acum, ceea ce trebuie să întâmple Moldova în sectorul bancar este că toate șuruburile astea care au fost strânse extraordinar de mult după furtul miliardului, puțin cât puțin trebuie să le dăm drumul. Da? Deci problema cu furtul ăsta miliardului din 2014 n-a fost doar că s-a furat Șor, Plahotniuc și banda au furat un miliard de dolari. Este că inclusiv schimbările legislative care au intervenit după au adus la o reglementare extraordinar de mare a sectorului, pe care o simt cetățenii până astăzi. Dacă mergeți la bancă și vă se cer 20 de hârtii de proveniența banilor, este pentru că încercăm să prevenim ca... Da, cred că toți
pot confirma că s-au ciocnit. Da, încercăm să prevenim tot felul altfel de chestii urâte de spălare de bani. Da. Dacă acționarii în bănci nu-și primesc dividendele, da, și avem foarte mult capital înghețat în capital pentru a avea un bufer pentru tot felul pentru de riscuri. Crize. Este pentru că ne temem că inclusiv suflăm în iaurt în cazul unei eventuale crize. Deci, cum să spun, toate reglementările astea, pe de o parte, sunt bune, dar la fel cum eu uneori dau exemplu că, uite, dacă ne-am dorit să nu fie accidente deloc pe drumul din Moldova, putem stabili o viteză pentru mașini de 10 km pe oră, pe tot teritoriul Republicii. O să avem accidente zero? O să avem accidente zero. Dar care va fi costul pentru economie? Va fi costul gigantic, da? La fel cu lucrurile în sectorul bancar, da? Poate exagerez puțin undeva, la noi nu e stabilită limita de viteză de 10% acum, dar, sincer, eu cred că acum limita de viteză în sectorul bancar din Moldova e stabilită cam la 30% și eu cred că e timpul să o ridicăm cel puțin la 50%. Și din cauza acestor reglementări, noi ne poziționăm în acest grafic pe care ați spus, la fel, într-o parte nu foarte atractivă? Da, inclusiv, deci, îți dau un exemplu, iarăși, prietenii de la... Bun, nu vreau să numesc prieteni, dar mă rog, pentru că sunt super reglementatorii noștri pentru care am foarte mult respect, dar, de exemplu, vă dau două exemple de legislații relativ recente care s-au introdus. Una legislație este așa numită legislația de creditare responsabilă. Da, deci încercând să protejăm oamenii să nu ia împrumuturi, s-au introdus careva parametri. Da, limite. De exemplu, că nu poți lua credite mai mult de un anumit procent din venitul tău. Ceea ce a exclus o mare parte de oameni din circuitul economic, pentru că sau au careva venituri nedeclarate, de unde le-au mai avea, da, de exemplu, nu știu, taximetriști sau tot felul de... Uh-huh. Așa, practic, ei nu pot fi creditați și ajutați cu bani. Da, și pe de o parte, iarăși, statul și-a dorit într-un fel să ne apere pe noi, să ne protejeze de extra creditare, dar felul în care s-a făcut, de fapt, a exclus destul de mult oameni din procesul de creditare. Alt exemplu, cu protecția consumatorilor. Da, deci statul are intenția nobilă de a ne proteja de abuzurile organizațiilor de microcreditare sau a băncilor. Este o intenție nobilă, eu chiar o salut. Dar felul în care s-a încercat rezolvarea acestei probleme este că s-a creat o nouă instituție, efectiv, da, sau un nou corp de control în una din instituțiile existente, cu zeci de oameni angajați care vin la lucru și încearcă să protejeze consumatorii de abuzuri de creditare. Sunt finanțații dintr-o taxă care a fost introdusă pe bănci, iar eu cred că intențiile sunt bune. Dar ca de obicei, intenția bună realizată prost. În foarte multe domenii vedem asta. Spun că e realizată prost. Vezi că mi-e vine greu să spun cum ar fi mai bine. Dacă mă întrebi pe mine, noi trebuie să înainte să încercăm să protejăm oamenii, da? Înainte să încercăm să protejăm oamenii, cumva trebuie să-i întrebăm, să încercăm să înțelegem. Voi vreți să fiți protejați dacă asta rezultează în, de fapt, tarife mai mari pentru voi? Poate oamenii nu vor să fie protejați și nu au nevoie de protejarea asta, mai ales că oamenii știu că statul, de fapt, nu e un protector foarte bun, că o să fie zeci de oameni controlori acolo care, de poate, iarăși nu vreau să am tot felul de preconcepții, dar poate unii din acești controlori o să se gândească mai mult la faptul cum să extragă careva beneficii din funcția pe care o au. Pentru că, din păcate, încrederea în stat nu este foarte mare. Și până acum, dacă mă uit la rolul statului, nu prea au reușit să câștige încrederea oamenilor prin funcția de control pe care o au. Senzația mea cu partea asta este că rădăcina problemei este în educația oamenilor, educația financiară. Și de aici ne se trag foarte multe belele. Vrem să fim protejați de schemuri, de credite, de investiții proaste. Și oameni, chiar există o pătură, aici trebuie să dau cumva crezare, există o pătură care habar nu are în ce se bagă atunci când merge să ia un credit, adică nu faci calculele corect. Și într-adevăr, e nevoie un pic să lucrăm la partea asta. Fie că e vorba de educație, fie că e vorba de o informare atunci când oamenii ăștia sunt creditați. Creditele, na, te ajută să dezvolți economia. Dar am înțeles, deci scorul prost este din cauza
din cauza faptului că suntem super reglementați pe domeniul bancar. N-aș vrea să simplific chiar așa, n-aș vrea să simplific pentru că știi că nu există, la lucruri complexe nu există o explicație simplă. Sunt mai multe aspecte. Un aspect important este că în încercarea de a crea un bufer de rezervă, un bufer de protecție pentru sectorul bancar, le cerem băncilor să țină foarte mult capital. Da? Deci, blocat, am înțeles. Blocat. De exemplu, norma pentru băncile mai mari din Moldova este de aproximativ 18%. Da? De exemplu, în timp ce multe bănci din Uniunea Europeană au o normă de 10%. Deci, evident, dacă noi ținem aproape de două ori mai mult capital înghețat în băncile din Moldova, evident că asta are un cost. E bine pentru siguranță? E foarte bine pentru siguranță. Este asta prea mult siguranță? Posibil este prea mult siguranță. Nu vreau să par total laissez-faire, nu vreau să par, știi, irresponsabil, pentru că sunt lucruri extrem de complexe și delicate. Dar cel puțin se merită o discuție publică apropo de care e nivelul optim. Eu înțeleg, practic, ascultându-te, văd că teoria cu care parțial sunt de acord sau în mare măsură este că noi ne aflăm într-o situație în care trebuie să riscăm mai mult ca țară. Pe mai multe zone, să aducem mai mulți bani, să facem reforme mai nepopulare pentru ca să reușim în 10-15 ani să devenim o țară foarte atractivă. Dacă corect desprind eu... Da, deși eu aș spune că, nu știu dacă cuvântul să riscăm e cuvântul corect, eu aș spune că mai... avem nevoie de mai multă libertate. Eu în asta cred. Da? Deci eu chiar îmi doresc ca la nivel ideologic, noi nu avem luxul să avem un stat paternalist. Un stat care încearcă să ne protejeze și de să ne otrăvim cu înșighirii pe ruta Chișinău-Orhei și că nu cumva cineva să vină să-mi dea un credit mai scump și de, nu știu, de tot felul de rele. Deci eu nu vreau, eu personal, eu așa cum vorbesc, poate prea simplificat vorbesc ca cetățean, eu nu vreau statul să mă protejeze. Eu am încredere în moldoveni, am încredere în mine, da? Că noi ne putem proteja. Și iarăși, eu vorbesc acum poate radical și într-un alt extrem, dar eu cred că la moment statul este mult prea paternalist și mult prea puțin paznic de noapte. Eu îmi doresc statul să fie paznic de noapte. Vasile, este 12:40. Cât timp mai avem? Trebuie să plec. Ok, mai aveam câteva întrebări tot așa, destul de picanterie. E drept că era vorba de piața externă. Bun, ultima. Spuneai acum 2 ani că ai rămas șocat de piața imobiliară, de prețuri, că s-a vântat în prețuri. Acum ce spui după 2 ani când prețurile au crescut practic uluitor de mult? Bine, au crescut pentru că am avut inflație mare. Eu rămân în continuare destul de optimist în ce ține piața imobiliară din Moldova, mai ales dacă liberalizăm puțin piața muncii, să mai crească populația puțin. Am înțeles. Ok, o să încerc să închei, deși mai aveam cam vreo 20% din întrebări. Îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp. Eu simt că am reușit să te provoc pentru că am văzut că te-ai înfierbântat la un moment dat și ai fost așa foarte combativ. Sper ca unele idei poate să servească pentru guvernare ca un exemplu sau ca o teorie de a dinamiza economia, pentru că într-adevăr avem nevoie de, nu știu, niște unde de șoc, niște fire electrice care să curenteze. Da, eu undeva poate regret că am spus unele lucruri, trebuie să recunosc, cred că mi-am creat careva probleme cu anumiți regulatori din Moldova, dar sincer am vorbit aici în primul rând ca cetățean. Eu cred că toți ne dorim binele acestei țări, da? Și din păcate nu avem timp și nu avem luxul să fim prea paternaliști. Cel mai mare risc pe care îl avem ca țară este să nu ne asumăm riscuri. Eu cred că e timpul să ne asumăm riscuri puțin mai mari și să le dăm frâu liber moldovenilor, să creeze valoare. E tot ce are nevoie omul, are nevoie de libertate. Ai spus practic o axiomă, așa că cu asta o să încheiem interviul de azi. Dați-l frâu liber moldovenilor. Mulțumesc tare mult! Baftă și cel târziu, peste 2 ani, te aștept din nou la interviu, pentru că uite, nu reușim. Sper să fim cel puțin la $8,000 pe per capita atunci. Mulțumesc! Dragilor, asta a fost ediția de astăzi. Sper că a fost una interesantă. Ne vedem data viitoare!
Playground cu Dumitru Ciorici.